Fiți bineveniți la o nouă meditație din cuvânt, umblând în lumină. Căci tot ceea ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Dumnezeu a îngăduit ca lumina reformei sănătății să strălucească asupra noastră în aceste ultime zile pentru ca, umblând în lumină, să putem scăpa de multele primejdii la care vom fi expuși. Satan lucrează cu mare putere ca să-i facă pe oameni să-și îngăduie apetitul, să-și satisfacă înclinațiile și să-și petreacă zilele într-o nebunie oarbă. El prezintă atracțiile într-o viață de bucurie egoistă și de îngăduință senzuală. Necumpătarea macină atât energia minții cât și a trupului. Cel care este biruit în felul acesta s-a așezat pe teritoriul lui Satan, unde va fi ispitit, tulburat și în cele din urmă controlat după plac de vrăjmașul dreptății.